Europarlamentarul Maria Grapini este alături de mine la această oră și mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamna Grapini. E important să vedem împreună care sunt schimbările și pentru România, da? Odată ce e modificat acest cod vamal. Da, bună ziua și bine vă regăsesc. Da, mi-am dorit foarte mult acest raport. Și pentru faptul că vin din mediul de afaceri și cunosc impactul, să zic așa, a funcționării sau nefuncționării autorităților vamale și sunt și vicepreședinta Comisiei pentru Piața Internă. Mă bucur că am ajuns deocamdată, sper ca la final să avem varianta optimă, la o înțelegere cu toate grupurile politice pe anumite puncte. Uh-huh. Ceea ce este ca și importanță pentru România, trebuie să știe că autoritatea vamală națională va avea de acum încolo, după ce noi aprobăm acest nou regulament, o autoritate europeană cu care trebuie să lucreze. Și trebuie să lucreze bine și foarte repede. Schimbul de informații trebuie să funcționeze. Ceea ce vreau eu să introduc ca și amendamente și nu este în propunerea Comisiei, sigur, după ce m-am consultat cu mediul privat, pentru că nu trebuie să uităm asta, nu trebuie să ne consultăm cu cei care și operează, a fost că eu doresc ca această autoritate europeană, dacă tot o înființăm, să aplice o etichetare stil semafor, roșu, verde, galben. Cum să funcționeze asta? Dacă un exportator din China, de exemplu, vrea să trimită telefoane mobile, da? Trimite informații despre acel produs autorității europene, autoritatea europeană analizează în funcție de informațiile primite și pune o etichetă. Verde înseamnă că e siguranța produsului, galben înseamnă că autoritatea națională îi mai face o verificare, roșu e interzis pentru că e un produs periculos. Ce am putea să câștigăm cu asta? În primul rând, ar mai intra foarte multe produse neconforme, nu s-ar mai, iată, polua mediul prin incinerarea lor, că de multe ori produsele neconforme trebuie să se întâmple ceva cu ele și multe sunt distruse și prin distrugere iarăși poluăm. Este lucru la care eu țin foarte mult la acest stil de etichetare și până la urmă se justifică și rolul acestei autorități europene, care ce face? E un prim filtru până la autoritățile naționale, legat de scăderea pe cât posibil, dacă nu la zero, da, a produselor neconforme în piața internă. Și sigur că mai este un lucru care îl disputăm și vedem cum va ieși, este cel legat de schimbarea din... Noi avem acum un regulament în care avem prevăzut un prag până la 150 de euro. Și vreau să fie foarte clar aici, pentru că însăși Comisia Europeană a înțeles greșit când a făcut actuala propunere. Nu este vorba de importul, pragul acesta de 150 de euro, importul business to business, adică între companii, ci este importul de către consumator. Și cum noi ne chemăm și piața internă și protecția consumatorului, eu țin foarte mult ca acest prag să nu fie desființat așa cum propune Comisia Europeană, adică să nu punem sarcini în plus, în plus la consumatori, până la urmă consumatorii cei mai vulnerabili, pentru că dacă importi până la 150 de euro nu înseamnă că ești un om cu foarte multe venituri. Ce ar însemna asta dacă din contră la Comisia care dă și avizi INTA se vrea chiar să crească acest prag, considerându-se că, da, prețurile trebuie să le mai așezăm de când a fost inițiat regulamentul și ar însemna, pe de o parte, că persoanele fizice care au nevoie de un bun, ce-l aduce dintr-o țară terță, de exemplu, va fi scutit până la pragul acesta, dacă rămâne 150 de euro sau 800 de euro, cum propune INTA, nu va plăti taxele. Acum, justificarea Comisiei că s-ar prejudicia bugetul Uniunii Europene sau a statelor membre este nejustificată, pentru că la 100 de euro, 4 euro, cam cât e media taxelor, costă mai mult administrarea taxelor și colectarea lor și toată birocrația aceasta de colectare. Dar, în orice caz, prin acest nou regulament, se vrea și m-aș bucura ca România să se pregătească, pentru că de fiecare dată eu spun, nu peste noapte apare un regulament, cum de multe ori se reclamă în țară, știți, ne-a impus Uniunea Europeană, se dă timp. Deci de foarte mult timp am spus că știam că este în pregătire acest regulament, să ne pregătim și noi. Și cu ce trebuie să ne pregătim? În primul rând trebuie să avem personal, resursă umană pregătită, al doilea să avem evident și noi pe lângă
controlul fizic și controlul conținutului produselor. Am mai spus asta, noi nu avem acum pentru toată gama de produse care intră în România din țări terțe, nu avem laboratoare, ca să vorbesc pe înțelesul tuturor, pentru a verifica conținutul. Pentru a testa, practic. Pentru a testa, da. Și da, este timpul acesta până la aplicare. Eu sper că până la terminarea mandatului noi terminăm cu acest regulament, pentru că președinția belgiană vrea să închidă mai multe dosare, între care pentru piața internă regulamentul de funcționare a vămilor e foarte important, ca să dăm timp statelor membre, după ce noi terminăm procedura de negociere instituțională și votul final în Parlament, să reușim să dăm timp statelor membre să se pregătească. Nu mi-e foarte clar. O să fie două autorități în vamă și autoritatea europeană și românească? Nu. Sau e doar o perioadă de tranzit? Nu va fi deloc altă autoritate. Platforma aceasta europeană, autoritatea europeană, va discuta cu autoritățile naționale, nu vorbim noi de digitalizare, doar transferul de informații. Nu va fi fizic o persoană de la autoritatea europeană. E foarte important să înțeleagă cei de acasă. Da, sigur că da, și bună întrebarea, pentru că știm că la Frontex, de exemplu, sunt din diverse țări personalul, resursa umană și poate să stea, să zic, de la Frontex din poliția, să zic, croată în Bulgaria sau în România, sau românii sunt în Frontex. Deci nu, aici această autoritate este înființată ca să ușureze cumva și să fie, așa cum am spus, un prim filtru, dar nu va dubla, să zic, persoanele fizice de la autoritățile vamale din statele membre. În ceea ce privește birocrația care există, știm foarte bine, în toate vămile din lume, se va reduce din ea prin această reducere posibilă a birocrației, se va ajunge și la o trecere a produselor ceva mai sigură? Da, da, pentru că tot în acest regulament noi definim importatorul de încredere, compania de încredere, care e definită și trebuie să îndeplinească niște condiții și atunci toți cei care n-au avut nicio incident, să zic, într-o anumită perioadă de timp și sunt verificați, merg pe procedură simplificată, sunt considerați de încredere, chiar așa îi numim în regulament, și atunci birocrația scade foarte mult. Noi am luptat, cel puțin eu am luptat prin amendamente față de propunerea Comisiei, să vedem cum introducem și companiile mici. Că de regulă spune, da, companiile solide sunt cele mari, sunt de încredere, ok, dar ce facem cu micro-întreprindere și întreprindere mici și mijlocii? Și atunci am introdus o definiție la care să poată să răspundă și micro-întreprindere și întreprindere mici și mijlocii. Pentru că, până la urmă, birocrația este mai apăsătoare pentru o întreprindere mică și mijlocie, mai ales micro, decât pentru o companie mare. Și având această autoritate europeană, care, așa cum spuneam, e un prim filtru și mai ales dacă reușesc să impun această etichetare semafor, când se duce cu verde, de exemplu, într-o autoritate vamală în România, vine deja de la autoritatea europeană produsele care vin dintr-o țară terță cu eticheta verde. Înseamnă că pentru autoritatea noastră vamală este mult mai simplu, nu mai trebuie să tracă toată birocrația aceea de control. Dacă e cu galben, controlează, iar dacă cu roșu, nici nu mai ajunge marfa în piața internă. Este respinsă de autoritatea europeană deja. Deci eu cred că impactul va fi și pe birocrație, pe reducerea birocrației și, până la urmă, costul care ajunge la întreprinzător. Pentru că, din păcate, România și Uniunea Europeană, dar acum mă gândesc la România, este dependentă de importuri și este dependentă de importuri din țări terțe, pentru că Uniunea Europeană are problema aceasta cu, de aceea avem și programul, strategia de reindustrializare și, iată, președinția belgiană și-a propus, lângă Pactul Verde, să pună și un pact industrial. Păi trebuia de la bun început să-l pună, zic eu. Adică nu poți să nu să îți propui doar reducerea de emisii fără să te gândești la efectul asupra industriei. Și atunci, faptul că s-a dezindustrializat de-a lungul timpului, noi depindem de importurile din țări terțe. Până la urmă, e bine că liberalizăm piața, dar să fie siguranța produsului și autoritățile vamale au un mare rol în a asigura siguranța produselor în piața internă.
Va ajuta tot ceea ce înseamnă acest nou pachet și la lupta împotriva traficului de droguri, traficului de arme și la tot ceea ce înseamnă lucruri negative care se pot regăsi în marile pachete, spunem, care ajung țările europene. Sigur că va ajuta, pentru că, așa cum spuneam, autoritatea europeană are prin acest regulament, va avea competență să ceară informații și descrierea produselor foarte, foarte riguroase. Dacă are o suspiciune, poate să ceară în plus niște informații, iar la control, ca în pachet să nu fie scris în document ceva și să fie altceva, de data aceasta autoritatea europeană nu mai are ce să facă, pentru că nu controlează efectiv. Uh-huh. Autoritățile naționale trebuie să aibă sisteme de control, cum ne chinuim noi să facem scanarea în vamă și nu știu de ce avem dotare, dar nu o folosim cu scanarea în vamă pentru a vedea, pentru că am auzit, sigur, pe surse, cum spuneți dumneavoastră, că era trecut ca o banane și înăuntru era cu totul altceva. Adică autoritățile naționale nu își pierd, să zic așa, din competențe doar pentru că este autoritatea europeană. Conținutul produselor, cantitatea și dacă e contrafacere, dacă e substituție de produs, asta este deja responsabilitatea autorităților naționale. Și sigur, autoritatea europeană la ce ajută? Dacă prin Croația intră, să zicem, produse și se constată că Croația, autoritatea națională din Croația constată că are altceva acolo și transmite autorității europene și autoritatea europeană informează toate cele 27 de state, cât vor mai fi dacă ne extindem, cu informația încât să fie semaforul roșu la toate vămile din spațiul Uniunii Europene și să nu aibă acces acele produse. Da, sigur că ajută foarte mult. Care e mesajul pentru cei de acasă în finalul emisiunii? Păi am două mesaje. Un mesaj, sigur, celor care operează, să înțeleagă că e spre ajutorul lor acest regulament, dar mesajul principal este către autorități să nu lase pe ultima sută de metri. Eu am trăit asta când eram ministru, că în ultima zi a termenului de implementare, aici nu mai e vorba de directivă, e vorba de regulament și trebuie să-l implementăm și trebuie să-l implementăm corect. Pentru că de foarte multe ori se aduce un efect negativ în piața din România, tocmai pentru o interpretare greșită a unei legislații europene. Mulțumesc foarte mult, Maria Grapini. Ne revedem la BIU. Vouă, celor de acasă, vă spun să rămâneți pe Antena 3 CNN. Nu uitați că ne revedem și sâmbăta viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!